A fost un meci destul de greu. Vreau în primul rând să mulțumesc ambelor echipelor și lui Bardar. Bravo, a făcut un meci bun, chiar dacă sunt din divizia, dar bravo, a fost un meci destul de greu. Felicitări și lor, bravo și suporterilor. S-a văzut că este un meci de fotbal, adevărat. Și vreau să felicit și echipa noastră, Volta, că ne-am calificat în finală. Sperăm în finală și să câștigăm, să fie un meci, să arătăm și în finală un meci atât de bun ca astăzi. Scorul e echitabil? Eu cred că da, până la urmă. Chiar dacă au pus oportunitate, a fost destul de greu, dar totuși s-a văzut un pic că suntem mai experimentați, dar au și jucători buni, ca Vitalie Tonu. Dar deja jucăm 2 ani împreună și ne simțim destul de bine pe teren și tot mai bine și mai bine merge în continuare. A fost greu să desfaceți apărarea lor. 0-0, practic scorul s-a menținut chiar și în repriza secundă. Da, într-adevăr, fiindcă ei s-au apărat foarte bine, cu toată echipa se apărau. Deci toți 5 și portarul au făcut un meci bun. Într-adevăr, a fost destul de greu, dar până la primul gol. Trebuia să intre primul gol și pe urmă așa se întâmplă în fotbal. Se deschide joaca. Ați început meciul bine, ați avut ocazii, dar după deja scorul s-a mai păstrat pe practic tot parcursul meciului. Și chiar la 0-0 au rotat 2 ocazii mari, puteau să vă pedepsească. Da, într-adevăr, dacă ne pedepseau, nu se știe cum avea să meargă meciul, fiindcă, într-adevăr, undeva ne-a mers și nou, dar, știți, le merge la cei care sunt mai puternici, așa este o vorbă. Au ciudat ce fizic pe final, probabil ați avut 2 componențe câte 5, 2 echipe câte 5 care se schimbau. Care a fost planul pentru acest meci? Într-adevăr, ei au ciudat pe sfârșitul meciului, fiindcă erau foarte puțini, n-aveau practic schimburi și când joci numai cu o componență este foarte greu, dar la noi, într-adevăr, erau mai mulți, a fost mai ușor și domnul antrenor a făcut tactica cum și trebuia și de aceea și-am câștigat până la urmă. Dacă nu era eliminarea, crezi că găseți soluția golului până la încheierea partidei sau se ajungea la penalturi? Deja asta e istorie, nu știu ce era să fie, dar eu cred că până la urmă oricum noi eram să câștigăm, că oricum, cred că oricum am fost mai buni ca echipa adversă. În final veți întâlni finalista seriei naționale, rejucarea finalei din sezonul trecut, ce pronostic, ce așteptări? Noi foarte tare stimăm pe Mult Progres, eu cred că ei sunt, cred că un pic sunt favoriți, dar estimăm, dar a să fie, eu cred că un meci frumos, a să fie interesant, cred că cum a fost și în finală. Poate și mai interesant, așa că veniți suporterii și o să ne străduim să arătăm un meci cât mai frumos. Vă luați revanșa? O să ne străduim să facem tot posibil să câștigăm noi cupa, să fie.